Bună seara! Bună seara, vă salut! Domnule Poenaru, faceți-ne o radiografie a zilei de astăzi. Ce s-a întâmplat astăzi la Mediaș? Pentru că se pare că situația nu are rezolvare pozitivă. Da, așa se pare. Din păcate. Astăzi, ziua de astăzi, sunt mai obosit decât aș fi fost pe la un antrenament sau la orice altceva. Am făcut antrenament cu o parte din jucători, o parte au fost la mai mult prin birouri, pentru că vor să rezilieze, vor să plece. Deja sunt o parte din ei care au niște oferte și practic băieții au ajuns la saturație și nu mai vor să mai continue. Dar din ce știm noi, nu li s-au semnat rezilierile, să spunem așa. Deci în momentul acesta, da, este o problemă, pentru că neavând președinte, după ce a plecat Vali Iordănescu și rămânând fără președinte, este acest consiliu director care practic nici nu a trecut pe la echipă sau noi nici nu știm cine face parte din consiliu director. Practic în toată perioada aceasta de când a plecat Vali, noi am fost ai nimănui. Am avut doar pe Nistor și pe Marius Nistor și pe Claudiu Boaru și pe Flavius Boroncoi, care este ca și funcție managerul clubului, dar vă dați seama că nu puterea nu este la el, nici măcar dreptul de semnătură. Cum să zic, ne-am gestionat această perioadă, ne-am gestionat-o singur, eu împreună cu jucătorii și cu Flavius, și de aici vă spun sincer că nu problema salariilor este motivul jucătorilor de a pleca. Faptul că nu poți să faci rost de 50.000 de euro, să achiziți un litigiu unui jucător care își merită cu prisosință acei bani, că e dreptul lui, pentru jucători a fost un răspuns și un semnal. Și faptul că știm că peste o săptămână din nou ni se va mai lua două puncte și tot așa, și nu vedem nici măcar un răspuns, o rezolvare, nimic, absolut nimic. E clar că atunci jucătorii au spus și ei: mister, am înțeles situația, vrem să stăm în continuare. Ni se mai dă un salariu mâine, ni se mai dă un salariu peste o lună. Ok, o ducem așa. Și încercăm să arătăm exact cum îți dorești tu și facem ce spui tu. Dar când vezi că e nepăsare... Da, e clar. Faptul că vi s-au luat primele puncte e un semnal... clar că nu există această rezolvare financiară sau exact. Nu sunt bani, sau poate sunt bani, dar nu se vrea achitarea rezultatării. Sunt bani. Ai una dintre cele mai puternice instituții din țară. Am reușit să-i aduc la o masă cu jucătorii. Au făcut niște discuții. Ceea ce întrebarea, ok, eu înțeleg, este o instituție de stat. Vorbim de bugete care se fac în anumite perioade, care au niște termene și așa mai departe. Se pot aloca anumite sume, dar întrebarea mea este de ce acum un an, doi de zile sau cu doi ani în urmă s-au putut aloca niște bugete destul de repede și niște sume mult mai mari decât se vehiculează acum. Da, că din ce știm acum datoriile... În contextul în care vă spun... Cred că este una dintre instituțiile cu cel mai mare profit din România pe 2021. Da. Cine știe ce discuții interne sunt acolo la Mediaș? Sunt orgolii, ambiții. Exact, ambiții. Cert este că datoriile sunt undeva peste 3 milioane de euro în momentul de față. Nu sunt undeva peste 3 milioane, sunt undeva până în 3 milioane. Sau până în 3 milioane. Că dacă stăm să ne gândim din drepturile TV... 500.000 de euro cu TVA, să zicem 400 și un pic, la jucători și la noi n-a venit decât 100.000. Dumneavoastră, da? Ce o să faceți, domnule Poenaru? Rămâneți? Păi o să fac și eu ce fac jucătorii. În momentul de față eu sunt aici, sunt la Mediaș, sunt la dispoziția lor, dar în momentul în care îmi mai pleacă încă 3, 4, 5 jucători, e clar că eu nu mai pot sta, pentru că... Dar din ce știi se vor prezenta acești jucători mâine la antrenament? Probabil că da. Dacă n-au rezolvat nimic, vor veni la antrenament. Pentru că dacă nu reușesc să rezilieze, vor merge la comisii și ei vor deveni liberi peste o lună de zile sau când îi vor da comisiile. Se vor antrena până atunci, dar dorința lor, și mi-au zis cu tot respectul pentru tine, mister, dar noi nu vom mai juca. Bun, bani de deplasare la București pentru meciul cu Dinamo? Vor fi. Nu, astea sunt deja...
s-a spus prea mult, s-a exagerat prea mult. Deci vor fi. Pentru că chiar mâine primăria va aloca o sumă de bani, e o sumă importantă, din acea sumă jucătorii vor primi și un salariu, se vor mai achita niște datorii, niște de la furnizori, etc. Da, succes, baftă, nici nu știu ce să vă urez în această situație, pentru că e o situație extrem de delicată la media și o situație delicată pentru dumneavoastră și, bineînțeles, și pentru jucători. Mulțumesc tare mult, a fost Ilie Poenaru. Mulțumesc, numai bine. Ilie Poenaru, antrenorul celor de la Gaz Metal Media, și să vedem pentru cât timp.